Sportivul piteștan Robert Glință, legitimat la CS Dinamo București și calificat la Jocurile Olimpice de la Tokyo, a câștigat weekendul trecut finala probei de 100 de metri spate din cadrul Cupei României la înot în bazinul olimpic din Târgoviște. Glință a obținut 3 victorii la Cupa României după ce s-a impus și la 50 de metri spate și la 100 de metri liber. Robert Glință a încheiat astfel participarea la Cupa României de la Târgoviște cu o victorie în proba sa favorită, 100 de metri spate, cu timpul de 53 de secunde 97 de sutimi, care i-au adus și cupa pentru cel mai valoros rezultat al competiției.